Salut! În acest video voi face un studiu după Nicolae Grigorescu. Un studiu după o pictură în ulei a unor flori albe. Ca să încerc să mă apropii mai mult de stilul acela impresionist, folosesc și eu pasteluri de ulei. Și primul pas pe care m-ați văzut făcându-l e să maschez foaia cu scotch, deci îmi pun rama aia interioară de jur împrejur pentru că mi se pare că arată mult, mult mai fain foile când, când au o ramă de asta pe care am pregătit-o la început cu scoci de hârtie. Acum fac schița în creion galben și dacă m-ați mai văzut desenând, dacă v-ați uitat la alte clipuri pe canal, Ați văzut că în general fac schița cu creane galbene și asta e din cauza că mă ajută extrem de mult prin faptul că galbenul poate fi acoperit de orice altă culoare. Deci ăsta e un motiv foarte simplu. După aceea pot să continui cu alte culori. Dacă de exemplu foloseam albastru, albastrul ar rămânea până la final prezent și de asta, de asta folosesc galben. Ceea ce fac acum e să încerc culori. Deci vedeți că încerc mai multe nuanțe de galben, de verde. Vreau să văd care sunt culorile de care am nevoie pentru a reproduce nu neapărat 100% fidel imaginea din stânga, dar e totuși un studiu și atunci când facem un studiu după o pictură, încercăm să învățăm cât mai multe din ceea ce studiem și atunci E util, adică nu trebuie, nu trebuie să fie o copie, trebuie să fie un studiu care înseamnă că analizăm ce vedem și încercăm să reproducem, dar și potrivirea asta a culorilor ar trebui să fie totuși ceva din ceea ce încercăm să învățăm și atunci nu trebuie să fie exact aceleași culori, dar dacă sunt pe aproape e excelent. Aia e o pictură și ceea ce fac eu e un desen în pasteluri, deci 100% nu vor fi exact aceleași nuanțe, nu va arăta identic dar pe aproape. Ceea ce fac acum e să combin verdele ăsta cu portocaliu și puteți să vedeți pe cercul culorilor faptul că verdele, dacă mergem spre dreapta, se duce spre portocaliu și culorile acelea sunt cele mai potrivite pentru a ilustra vegetația, deci verdeața din natură pentru că în general cam undeva între verde și portocaliu se află și nu mă refer neapărat la culorile toamnei mă refer în general uh, vegetația e acolo chiar dacă e vară pentru că uh, dacă ne ducem mai mult spre albastru, ne apropiem mai mult de culorile din natură pentru apă pentru turcoaz și așa mai departe uh, ar arăta ar arăta un pic fosforescent, ar arăta un pic cam, cam radioactiv pentru Vegetații, și atunci încerc să, să mă duc între culorile acelea. Motivul pentru care ați văzut că am umplut cu negru fundalul e unul foarte simplu: dacă în imaginea de referință tot fundalul acela e negru, așa trebuie să fie și în imaginea mea, pentru că altfel nu arat, nu, nu pot să judec corect culorile, deci nu pot să-mi dau seama dacă ceea ce am ales pentru verde, pentru portocaliu și așa mai departe, e corect. Pe un fundal alb, deci fundalul influențează extrem de mult aspectul culorii și de asta încerc să-l fac oarecum în același timp pentru că altfel nu... Pot să, mă, pot să greșesc destul de mult culoarea pentru, pentru flori. Și încă un lucru pe care îl fac acum e să schițez un pic mai departe. Deci în primă fază am făcut construcția asta în mare, am făcut proporțiile mari și așa mai departe. Acum vreau să detaliez un pic mai mult construcția pentru că am nevoie să mă ghidez un pic mai bine atunci când, când continui cu celelalte culori și din nou folosesc galben, portocaliu. Uh, încerc să folosesc culori care să și văd ca lumea pe cameră Pentru că e un video, vreau să vedeți ce desenez Dar în același timp vreau să pot și eu să-l duc ca lumea până la capăt uh, N-am menționat, dar uh, acesta e parte dintr-un curs complet despre Grigorescu Pe care îl găsiți în descriere Și continui cu construcția Uh, mai departe același lucru pe care l-am făcut mai înainte îl voi, uh, îl voi face deci o să continui cu fundalul acela și o să încerc să să alternez între culori de pe plante de pe flori de pe frunze și flori și fundal și uh, Chestia asta, deci oarecum trebuie coordonat din toate direcțiile în același timp. Adică mai aducem puțină culoare pe flori, mai aducem puțin culoare pe fundal și așa mai departe. Asta e, asta e o etapă în care încerc să desenez mai mult o bază pentru frunzele aceleași. Deci baza e galbenă, încep cu galben și oarecum mi conturez toată suprafața asta a frunzelor și apoi vin cu verde deasupra și fiind pasteluri din astea de ulei, în momentul în care vin peste galbenul ăla, verdele se amestecă cu galbenul pe care l-am făcut pe uh, ca bază. Încerc să găsesc acum și nuanțele astea mai calde, deci uh, nuanțele astea de roz, de roșu, mai parte e roz. Uh, pentru partea aia de, uh, de flori Și acum e ceva ce uh, e un pic mai uh, plictisitor de făcut Dar a trebui, trebuit umplut fundalul cu negru Și încerc să fac aceeași chestii și pentru suprafața asta a mesei Deci uh, caut un gri care e ceva mai cald Și încerc să îl combin cu alte culori calde care s-ar putea reflecta din partea aceea superioară. Încerc cumva să găsesc o cale de mijloc între griul ăla pe care îl văd și nuanțele pe care le-am folosit pentru flori ca imaginea asta să fie cât mai unitară și cât mai cât mai bine adunată într-o într compoziție. De asemenea, încerc să îmi reduc cât mai mult culorile pe care le folosesc, deci încerc să nu mă duc cu absolut toate culorile din cutie pentru că asta va crea o imagine extrem de împrăștiată și uh, pur și simplu neomogenă. O compoziție e ceva în care uh, toate elementele se leagă bine între ele și pentru asta e nevoie de puține elemente. Deci cu cât sunt mai puține culori cu care lucrăm și reușim să rezolvăm toată imaginea, cu atât de regulă va arăta mai bine. Deci încerc cât de mult pot să-mi limitez culorile. Evident, nu pot să-l limitez ca atunci când pictez, uh, unde am 2, 3, 4 culori. Deci, în general, am un număr foarte mic de culori când pictez și cu ele îmi construiesc toate, toate culorile astea. Din același motiv, dacă toate culorile de pe imagine pleacă din aceeași sursă, din aceleași câteva culori, atunci ele vor fi perfect armonizate între ele. Dacă, în schimb, avem tot spectrul, de, tot cercul culorilor acolo, e foarte greu să le facem să se lege, foarte greu să nu, să nu arate ciudat imagine și dezorganizat. E aproape ultima etapă acum, deci am separat și florile astea între ele prin negru ăla, deci am venit cu negru între ele doar ca să creez spațiul ăla negativ și acum folosesc câteva culori mai calde ca să mai dau câteva accente la final și să aduc un pic mai mult variație de culoare pe, uh, pe lucrare. M-ați văzut folosind atât uh, pasteluri cât și cuțitul acela de pictură. În momentul în care facem impasto, care înseamnă că lăsăm un pic mai mult pastel, uh, mă rog, cu mai multă culoare pe uh, foaie, putem să folosim cuțitul ăla ca să întindem puțin și să creăm niște... Uh, niște textură ca și cum ar fi fost o pictură în ulei. Uh, și asta e cam tot despre această lucrare. Uh, urmează să îi dau jos scociul și să vedem uh, imaginea finală. v am zis, dacă vreți să vedeți chestia asta în timp real explicată de la zero, linkul e în descriere. Mulțumesc pentru atenție și o zi minunată! La revedere!